Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Acțiuni de ziua copilului organizate de polițiștii gorjeni. Teren de spor multifuncțional inaugurat la Turcinești. Etapă nebună și o campioană surpriză. ACS exclusiv Târgu Jiu a câștigat Liga 1. Polițiștii gorjeni au fost astăzi, de 1 iunie, în mijlocul copiilor. De această dată au mers la mall să desfășoare o serie de activități menite să aducă bucurie tuturor celor prezenți. Au fost efectuate exerciții de prezentare a tehnicii din dotare și activități demonstrative cu câinii, care au fost atracția principală a celor mici. De asemenea, a fost organizat un concurs pe tema bullying-ului, intitulat Mesajul meu anti-bullying. Polițiștii au premiat participanții la concurs. Totodată au fost oferite materiale preventive și cărți de colorat copiilor, având ca tematică imagini și ghicitori cu polițiști. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, polițiștii din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității din IPJ Gorj au desfășurat o serie de activități în mall-ul din Târgu Jiu. Cu această ocazie am organizat festivalul de premiere a elevilor care au participat la concursul de eseuri și desen Mesajul meu anti-bullying și de asemenea a fost lansat programul Invitație la joacă de la prietenul meu polițist. Au fost distribuite o serie de cărți de colorare realizate la nivelul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității. Cărți de colorare care se adresează copiilor de grădiniță și de ciclu primar. Andreea Popescu, în vârstă de 14 ani, eleva școlii gimnaziale Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, a fost câștigătoarea premiului întâi la concursul Mesajul meu anti-bullying. Am desenat cum ar fi ceva care să reprezinte bullying-ul din școli și am scris și câteva lucruri despre bullying și că nu este bine să dai bullying cuiva pentru că îi distrugi visele și nu este frumos ceea ce faci. Tot cu ocazia zilei de 1 iunie, în perioada 29-31 mai, polițiști din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității Gorj au desfășurat activități de pictură murală la sediul DGASPC Gorj, Centrul de Servicii de Protecție a Cuplului Mamă-Copil din municipiul Târgu Jiu, pentru a face o bucurie copiilor care locuiesc în centru împreună cu mamele lor. Copiii au primit pe polițiști cu brațele deschise, bucurându-se de surpriza acestora, inițiativa fiind apreciată de toți beneficiarii centrului. Absolvenții de gimnaziu și de liceu vor fi sărbătoriți și anul acesta de către autoritățile locale. Manifestările vor avea loc pe stadionul municipal. Primăria Târgu Jiu va organiza miercuri manifestări dedicate celor care termină clasa 8-a și clasa 12-a. Este deja o tradiție a ultimilor ani. Tinerii vor fi prezenți miercuri pe stadionul municipal și vor primi diplome din partea primarului Marcel Romanescu. Vor fi respectate măsurile din pandemia de coronavirus cu privire la participarea persoanelor la manifestări publice. Un teren de sport multifuncțional a fost inaugurat astăzi, chiar de ziua copilului, în comuna Turcinești. Ea va deservi în principal elevii școlii gimnaziale Grigore Geamănu. Momentul festiv a avut loc în prezența elevilor, a profesorilor și a primarului Dumitru Modrea. Baza sportivă a fost realizată din fonduri europene și va putea fi folosită de oricine dorește să facă mișcare. Astăzi, în comuna noastră, în comuna Turcinești, am reușit împreună cu consilierii și împreună cu școala să gândim un proiect care astăzi s-a finalizat și astăzi, după cum bine observați în spatele nostru, sunt acești copii minunați care se bucură de această bază sportivă. Vin și vă aduc la cunoștință că toate acestea au fost făcute pe fonduri europene. Tot ceea ce înseamnă această bază sportivă va fi în folosul copiilor, în mod special de la școala Grigore Geamănu, de luni și până vineri inclusiv, dar nu în ultimul rând, această bază sportivă după amiază va fi folosită de către copiii sau adulții, toți cei care doresc să facă mișcare pot să folosească această bază sportivă din comuna noastră gratuit. Terenul multifuncțional este împrejmuit cu stâlpi și plasă. Acesta are la bază o placă de beton pentru a preveni denivelările, completată cu un strat de tartan. Mai mult, terenul este dotat cu iluminare nocturnă pentru cei care preferă să facă mișcare seara, precum și cu vestiare, dușuri și toalete. Acesta poate fi folosit pentru practicarea fotbalului, a voleiului și a tenisului cu piciorul. Această bază este dotată conform normelor europene. Nu există un covor sintetic, există un material care nu va produce accidente,
un material care este atât de flexibil și atât de bine venit de această bază, încât puține baze din municipiul Târgu Jiu și județul Gorj îl au. Pot să vă mai spun că există în dotare și acele cabine în care pot elevii și, bineînțeles, și toți ceilalți care vor folosi această bază să își, ca și vestiar, să-l poată folosi. Există inclusiv echipamente pentru a putea, după exercitarea orele de educație fizică sau mișcarea pe care o fac, există și posibilitatea unor dușuri care să-i răcorească. Dar fiind faptul că evenimentul a coincis cu ziua copilului, cei mici s-au putut bucura și de diverse activități recreative. Cu ocazia zilei de 1 iunie, la școala gimnazială Grigore Geamănu s-au organizat activități sportive în primul rând, dar nu numai. Am încercat să mobilizăm copiii și cadrele didactice într-o frumoasă activitate, astfel încât ei să se bucure, de fapt, și să simtă copilăria. Primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, îl susține pe actualul premier Florin Câțu pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Alții trei gorjeni au fost duminică alături de Câțu la lansarea candidaturii. Este vorba despre deputații PNL Dan Vâlceanu și Gheorghe Pecingină și secretarul general al guvernului Horațiu Gorun. Romanescu a explicat motivele care le recomandă pe Florin Câțu să conducă PNL. Avem o relație foarte bună și are o echipă cu oameni dintr-o generație nouă, a spus edilul din Târgu Jiu, care consideră că o schimbare este în folosul liberalilor. Primarul a mai spus că pentru a dezvolta municipiul Târgu Jiu este nevoie de sprijinul guvernului. Avem o relație foarte bună, o relație care mă determină să cred că pentru Târgu Jiu este foarte bine ca actualul prim-ministru să dețină și funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Vorbim de o echipă nouă, în mare parte cei care au fost prezenți la lansarea candidaturii domnului Câțu sunt oameni din generația nouă politică. Eu nu, eu am 20 de ani, dar am fost acolo din calitatea de primar, alături de domnul Boc, alături de foarte mulți reprezentanți ai autorității publice locale, însă am observat o schimbare de generație, o schimbare de gardă, care cred că este în folosul Partidului Național Liberal, dar și a cetățenilor pe care eu îi reprezint. Consiliul Național al PNL a fixat data congresului partidului în 25 septembrie și a ales comisia pentru organizarea acestui congres, care va fi condusă de Teodor Stolojan. O analiză cu privire la viitorul carierei Roșiuța va avea loc în perioada următoare. Este cea mai mare carieră din zona Motru. Administrația Complexului Energetic Oltenia va comanda un studiu pedologic pentru Halda Potângu Mic. Acesta are peste 67 de hectare. Studiul va oferi informații exacte cu privire la situația Haldei și în ce fel se poate continua activitatea în zonă. Este de amintit că Roșiuța va fi singura carieră care nu va mai fi păstrată în bazinul minier Motru. Atât cariera Lupoaia, cât și cariera Huznicioara se vor închide în scurt timp, potrivit planului de restructurare și decarbonare al Complexului Energetic Oltenia 2021-2025. Ovidiu Pungan, primarul comunei Bălănești, a aprobat o serie de proiecte care, spune el, până la finalul anului vor fi finalizate. Există însă și investiții care se vor întinde pe o perioadă mai lungă de timp. Este vorba de reabilitarea drumurilor din comună, dar și de finalizarea sistemului de canalizare din localitate. De asemenea, s-a dat ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare la Casa Memorială Ion Popescu Voitești. Finalizarea acestei investiții va crea noi oportunități pentru dezvoltarea turismului în zonă. Totodată, primarul a vorbit despre dotarea, reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale Ion Popescu Voitești, dar și despre sala de sport din centrul comunei. O veste bună, s-a dat ordinul de începere pentru proiectul Casei Memoriale Ion Popescu Voitești. O să avem proiecte și sunt la ora actuală în derulare, mă refer aici la sala de sport din centrul comunei, cât și un lucru important care îl aștept de la Ministerul Fondurilor Europene, semnarea contractului de finanțare pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii Ion Popescu Voitești. Toți locuitorii comunei Câlnic vor beneficia de servicii de canalizare în sistem centralizat. Investiția se ridică la aproape 2 milioane de lei.
Autoritatea locală se pregătește să încheie un contract pentru execuția ultimelor lucrări la canalizarea menajeră din satele Câlnic, Câlnicul de Sus, din comuna Câlnic, dar în vedere încheierea lucrărilor inclusiv la stația de epurare a localității. Finanțarea este asigurată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală. Contractul a fost deja atribuit și urmează să fie semnat. Valoarea acestuia este de 1,9 milioane de lei. Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova a obținut fonduri europene pentru derularea unui program de sprijin al gravidelor. Valoarea proiectului este de aproximativ 2,4 milioane de euro, iar obiectivul general este creșterea numărului femeilor însărcinate din regiunea Sud-Vestoltenia. SCJU Craiova va înființa un centru de prevenție, depistare precoce, diagnostic, tratament și monitorizare pentru principalele patologii asociate sarcinii în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova. Rolul acesta este de a oferi îngrijire prenatală femeilor gravide din regiunea Sud-Vest-Oltenia, astfel încât să se depisteze precoce și să se trateze problemele de sănătate ce pot apărea în timpul și în urma sarcinii pentru a preveni nașterile premature și a asigura sănătatea mamei și a copilului. În cadrul aceluiași proiect, SCJU își propune identificarea și mobilizarea pentru screening a 3200 de femei, dintre care 1800 aparținând grupurilor vulnerabile care vor beneficia gratuit pe tot parcursul sarcinii de servicii medicale de monitorizare personalizate. De asemenea, ele se vor bucura și de activități de educație prenatală privind îngrijirea pe perioada sarcinii pentru îmbunătățirea sănătății gravide și a fătului. Prin acest proiect, SCJU Craiova își propune reducerea mortalității infantile și a riscului de deces neonatal prin creșterea accesului gravidelor la îngrijire adecvate și favorizarea prevenției atât din partea pacienților cât și din partea medicilor de familie. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 33 de luni. Primăria și Consiliul Local Balta din județul Mehedinți invită cetățenii duminică 6 iunie, începând cu ora 10, în satul Prejna, la manifestările prilejuite de celebrarea bicentenarului Revoluției de la 1821, condusă de Tudor Vladimirescu. Manifestările cuprind slujba de pomenire a memoriei lui Tudor Vladimirescu, a comandanților și a pandurilor săi, în prezența preasfințitului Nicodim, episcop al Severinului și Strehaiei. Un micro-recital al grupului vocal folcloric Izvorașul, cuvântul de bun venit al primarului comunei Balta, Irina Zoican, și prezentarea invitaților și alocuțiunile acestora. Nu va lipsi nici sceneta evocatoare a pandurilor lui Tudor. De asemenea, în cadrul evenimentului va fi acordat titlul de cetățean de onoare al comunei artistei Angelica Stoican. Totodată va avea loc premiera videodocumentarului Tudor Vladimirescu, Istorie, Revoluție și Legendă, producția Consiliului Local și Primăriei Balta, realizator Dan Șalapa. În cadrul aceluiași eveniment, la orele 8:30 în satul Gornovița, va avea loc plantarea unui lăstar de castan lângă legendarul castana lui Tudor. Comuna Balta este una dintre cele mai frumoase din nordul Mehedințului, cu o suprafață de 12.500 de hectare. Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, le-a solicitat colegilor consilieri în ședința ordinară de la sfârșitul săptămânii trecute votul pentru asocierea județului Vâlcea cu orașul Ognele Mari în scopul realizării proiectului bază balneoclimaterică de tratament Ognele Mari. Prin acest proiect se propune identificarea oportunităților de finanțare din fonduri europene nerambursabile pentru finalizarea unei construcții cu destinația inițială de bază de odihnă și tratament edificate pe un teren de peste 13.000 de metri pătrați, proprietatea orașului Ognele Mari. Devenit partener în acest proiect prin votul consilierilor județeni, Consiliul Județean Vâlcea a aprobat alocarea sumei de 250.000 de lei pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare depunerii spre finanțarea proiectului bază balneoclimaterică de tratament Ognele Mari. Ognele Mari este o stațiune, este o emblemă a județului Vâlcea și în mandatul 2016-2020 am intervenit pe drumul județean atât cât s-a putut, pentru că nu poți să faci un drum și după aia să-l spargă cineva ca să bage apa. Ei bine, ne apropiem ușor-ușor, lucrăm pe drumul județean, lucrăm la trotuare. Acum vom face tot drumul județean în stațiune, după ce vor termina cu apă și ce mai au dumnealor pe acolo, dar până atunci am vorbit cu primarul, cu Remus Sasu, și iată, astăzi sunt în situația în care le mulțumesc consilierilor județeni pentru că au votat un punct important, și anume asocierea județului Vâlcea cu Ognele Mari, cu orașul Ognele Mari, pentru a crea acolo un complex
destinat turismului balnear. Este vorba despre acea clădire veche pe care o știți cu toți, are și o suprafață generoasă de teren. Pornim pe un drum lung, dar frumos, în care facem documentații, sunt o grămadă de hârtii care trebuie făcute. Astăzi suntem la 0,1% din ce urmează ca și hârțogăraie pe românește. Iertați-mă că folosesc termenul, dar astăzi ne-am asociat prin vot cu Ognele Mari pentru un complex balnear care să servească pentru turismul din acest oraș. Și va fi ceva frumos acolo, aveți încredere că mă ocup personal. Acest demers vine ca urmare a testării localității Ognele Mari ca stațiune turistică de interes național potrivit hotărârii guvernului numărul 852 din 13 august 2008, dar și a solicitării primăriei Ognele Mari, care are nevoie de un partener pentru a accesa fonduri europene în scopul implementării proiectului bază balneoclimaternică de tratament Ognele Mari. Nou promovat ACS, exclusiv Târgu Jiu este campiona surpriză de la mini-fotbal. Formația condusă de Bogdan Horoianu a cucerit titlul dramatic în ultima rundă a sezonului disputat la complexul Dolce Vita. Liderul ACS exclusiv Târgu Jiu avea nevoie de un succes în meciul cu ACS Victoria Târgu Jiu, dar nu a putut trece de vicecampioana ediției precedente. Meciul s-a terminat nedecis 2-2. Rezultatul de egalitate le-a oferit șansa titlului celor de la Pepi Dolce Vita, echipă care a condus mare parte din sezon, însă și formația de pe locul secund s-a încurcat, fiind învinsă de ISU Gorj cu 3-2. Pe locul 3 a venit Dream Team, campioana ultimelor ediții. Din punctul meu de vedere, cred că este o surpriză. A fost un sezon foarte greu pentru că au fost foarte multe meciuri într-un timp scurt. De altfel au fost foarte multe echipe bune ca de obicei și din păcate pentru Dream Team, cred că am profitat un pic de inconstanța lor. Florin Popete, legitimat la Pepi Dolce Vita, a declarat că formația sa merita să fie campioană, dar a ratat prea multe șanse. La un moment dat am zis că este greu să mai pierdem campionatul. Nu ne gândeam că ultimele trei etape o să fie mai slabe pentru noi. Pe această cale pot să-i și felicit pentru titlul de campion, că au ieșit pe locul întâi și sper să facem o figură mai bună la anul. Daniel Bălașa, unul dintre cei mai importanti jucători de la Dolce Vita, a jucat în acest sezon pentru ISU Gorj. Experimentatul fotbalist a declarat foarte mulțumit de revenirea competițiilor oficiale. Mi-a fost întotdeauna dor să joc fotbal și mi-este mereu indiferent de vârstă. Parcă pentru asta am fost născut să joc fotbal. Sunt bucuros că fac acest lucru și mă mândresc cu așa ceva. Mi-aș dori să joc în continuu. Campioana ACS exclusiv va participa în perioada 4-6 iunie la Supercupa României la Oradea. Competiția primă oficială organizată sub egida Federației de Mini-Fotbal din România după o pauză de aproape 2 ani de zile va avea la start cele mai bune 48 de echipe din țară. Primele 15 clasate vor obține biletul pentru participarea la campionatul național din perioada 1-3 iulie de la Râmnicu Vâlcea. Sunt o parte din jucători care au mai participat la competiții de nivel național. Noi suntem încrezători, ei sunt încrezători. Sperăm că vor ajunge în primele 15 echipe care vor merge la campionatul național de la Râmnicu Vâlcea. Ar fi o performanță frumoasă. Competiția secundară a revenit unei echipe nou înființate, Viitorul FC, care alături de Rina Car Târgu Jiu a promovat în prima ligă. Turneul Fair Play, rezervat echipelor clasate mai jos de locul 8 în sezonul regulat, a revenit celor de la Digiteam Târgu Jiu. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!